Are dăm pe lângă minge din 2 metri Golubovici și din aceeași fază Tama și a cartonașul roșu. Avem contraatac 5 contra 3. Putem să jucăm frumos mingea pentru Williams sau pentru Hakim, copii că trage în primul om pe contraatac. Primim golul minutul 90 plus 3, plus că Gabi Enache se elimină foarte ușor, niciodată nu trebuie să dai centru jucătorului, mai ales în margine, lași marginea închisă, mai am portar în poartă. Prea multă naivitate și acest lucru vedeți că ne costă, pierdem puncte importante și nu este bine. Nu știu de ce nu reușim să marcăm, mai ales în fața porții. Au fost foarte multe momente când am condus eu, când am făcut presiune. Cei de la Astra nu au făcut decât să ne aștepte și să profite pe contraatac, lucru care l-au făcut foarte bine, dar cred eu că trebuie mai multă responsabilitate în fața porții și este păcat că ajungem de atâtea ori și mingea trece prin fața porții și nu reușim să marcăm. Nu v-am văzut atât de nervos de foarte, foarte multă vreme. E și presiunea faptului că ați pierdut locul întâi, că Steaua a pierdut locul întâi? Nu am fost nervos pentru că nu se poate să greșești în momentul ăla. Nu se poate să lași un jucător, mai ales că știi că puteți, că este dreptat, știi că se poate întoarce pe cât drept în centru și dai toată poarta. Nu se poate duce în margine și nu dai centru. Era ultima fază a jocului. Trebuie să încercăm să ne gândim mai bine, mai ales că avem fază pe contraatac, iar Enachi stă și se uită ce face Popa și omul este în spate, primește mingea și scapă singur pe contraatac. Este prea ușor. Trebuie să fim mai responsabili, jucătorii trebuie să lupte mult mai mult, să conștientizeze că ca să putem câștiga un campionat trebuie să facem sacrificii. Așa, doar din călcâie nu se poate. Ați fost fundaș dreapta până la urmă. De ce, până la urmă, insistați? Că dumneavoastră l-ați introdus. De ce insistați atât de mult cu Enache pe banda dreaptă acolo? Pentru că a făcut nenumărate greșeli și parcă a jucat mai bine. A făcut nenumărate greșeli, dar a făcut și lucruri foarte bune. Încă a făcut și lucruri bune. Astăzi a dat dovadă de naivitate, mai ales la ultima fază. Este ceva care nu poți învăța. Să stai în teren, să înveți anumite chestii, de sunt lucruri simple. Mai grav este că ajungem în fața porții și ratăm ocazii foarte mari. Ce credeți că se întâmplă cu Golubov? Nu se lipește la gol, arată. Practic nici n-a atins mingea. E foarte greu să vorbesc ați văzut și ocazia și tu care arată în bară sau mai greu să lovești bara de acolo decât să nimerești poarta în care 7 metri. Nu știu ce să vă spun, eu nu-mi place să critic jucătorii, dar sunt momente când te enervezi și de-aia am avut reacția respectivă, pentru că ok, nu dai gol, nu profiți de un contraatac unde pleci de la mijlocul terenului cu doi oameni în plus, nu poți să primești un gol așa de ușor să fii atât de la mine. Ești Tama și poate fi înțeles de la roșu pe care îl ia consecutiv. Nu este de înțeles, pentru că nu faci anii care la mijlocul terenului în momentul când ai o situație de genul. Te retragi, aștepți să vină echipa. Eram la 60-70 de metri pe poarta noastră. Este păcat pentru că au valoare, sunt obișnuiți cu presiunea și cu ceea ce se întâmplă la Steaua, dar de multe ori am impresia că sunt foarte naivi. Arată și o lipsă de valoare a lotului faptul că Steaua a dominat până acum campionatul, însă pierde din ce în ce mai multe puncte pe Este final. vorba de valoare, pentru că dacă faceți o analiză la meciul de astăzi, vedeți că o singură echipă a jucat. Cei de la Astra știu ceea ce fac ei, o fac foarte bine, stau bine în teren, au jucători care pot face bine contraatacul, profită de chestia asta, dar în același timp și noi, dacă am reușit să marcăm un gol sau am reușit să marcăm la ocaziile pe care le-am avea, ar fi cu totul altceva, pentru că avem situații foarte multe. Sunt situații când ar trebui să luăm decizia cea mai bună. Ținem foarte multe mingi, ați văzut Ricky, prima repriză, foarte multe mingi pierdute în zona respectivă. Moche nu a fost la nivelul care trebuia să fie. A trebuit să mutăm jucătorii puțin ca să avem mai multă dinamică la mijlocul terenului și cred eu că introducerea lui video a avut mai multă dinamică acolo. Dar trebuie să marcăm. Ajungem în situații de 1 contra 1, copii că intră în dreapta, în care au fost 3-4 mingi care au trecut prin fața porții. Nu se poate să niciun jucător să nu dorească să marcheze. Acesta a fost motivul pentru care a fost schimbat Boldrin, pentru că a pierdut foarte multe mingi și de când a fost N-a criticat de fost în joc, 4 mingi, iar care pare tot mai mult schimbat.
nu este asta. Boltrin în continuare este un jucător important, dar ați văzut că astăzi nu a fost ce trebuia. A fost, probabil, și-a dorit foarte mult, jucând cu fosta lui echipă. A încercat să facă foarte mult atingere, a uzat de lucrul ăsta. Loviturile libere pe care le-a bătut nu au venit așa cum trebuie. Deci, niciun fel de probleme, nu sunt supărat, pentru că se poate întâmpla oricărui jucător are posibilitatea în 3 zile să o facă mult mai bine. În continuare sunt pentru mine jucători buni, dar trebuie să ai un pic de dorință și să-și dorești să câștigi meciurile, pentru că nu se poate să doar să mergi pe teren și să profiți de anumite tehnică pe care o ai. Sunt cel puțin 4 meciuri în care ați făcut 2 schimbări la pauză. Ce se întâmplă? De ce nu reușiți să găsiți formula învingă potrivită? Trebuie să înțelegeți și alt lucru. Facem anumite mâncări pentru că noi chiar jucăm și noi facem efort. Vedeți că la fiecare meci pe care jucăm încercăm, avem posesie, avem ocazii. Suntem echipa care construiește, suntem echipa. Nu ne-ați văzut niciodată să stăm pe două rânduri, să așteptăm să dăm mingea în față după Popa sau după Amorim. Deci suntem jucători de echipa care avem inițiativă și se depune foarte mult efort. De aceea de multe ori introducem jucători la pauză, pentru că este o oboseală foarte mare. Sunt mulți jucători care au jucat din 3-3 zile. Asta este situația. Dar nu e o problemă pentru Steaua, echipa care a cumpărat în vară toți jucătorii pe care și-a dorit să fie pe locul jucătorii am cumpărat în vară. Ați cumpărat foarte mult. Spuneți ce jucători am cumpărat în vară. Lubovici, Achini... Au fost transferați. Nu. Lubovici, Achini, Aranovici. Și ce jucători ne-au trebuit? Mulțumim. Ok. Ați adus ceea ce ați dorit dumneavoastră. Am adus jucătorii care am putut să-i luăm la momentul respectiv. Dacă vă aduceți aminte, înainte de preliminarele pentru grupele Europa League, patronul nostru a spus foarte clar că trebuie să așteptăm să ne calificăm. Da? După acea calificare s-au făcut investiții și în continuare se vor face investiții, pentru că am reușit să aducem bani la echipă. Dar se poate face performanță în aceste condiții fără strategie? Se poate face, normal că se face. Avem o strategie foarte bună, dar ca să poți să cumperi trebuie să ai și bani. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Un club ca Steaua costă foarte mult. Niciun jucător care merge pe 3-4 mii la o echipă, ca oricare echipă din Liga 1, nu vine la Steaua pe 3-4 mii. Fiți sigur că nu vin. Întotdeauna vor dublu, triplu. Este foarte greu. Dar întotdeauna așa se discută. Vedeți, în momentul când Steaua vrea un jucător, deja prețul este de 3 ori mai mare decât ar trebui să fie. Asta este situația. Ne confruntăm cu această problemă, dar trebuie să mergem mai departe. Totuși s-au investit 4-5 milioane de euro în acest sezon. Și vom investi în continuare, dar trebuie să aveți răbdare, pentru că nici noi nu putem bate din palmi să meargă o echipă. Sunt jucători care au venit din mers, sunt jucători care... Mediașul nu a investit atât de mulți bani. Și în momentul de parte să așteptați play-off-ul și o să discutăm după aia. Este bucurător faptul că o echipă ca Mediașul este pe primul loc. Nu am niciun fel de problemă. Problema mea este că noi nu jucăm ceea ce trebuie să jucăm. S-a scris că în contractul dumneavoastră exista o clauză cum că ați putea fi demis în cazul în care nu sunteți pe primul loc. Nu există această clauză. Simțiți presiune? Nu am nicio clauză. Este mint? Nu. Dar v-am întrebat dacă simțiți presiunea pentru că patronul... Ascultă-mă, nu am niciun de presiune și acest lucru vi l-a spus și patronul. Voi continuați cu subiectul pe care îl dezvoltăm. Altă întrebare.